Alexandru Andrei Ștefan, elevul de 15 ani, înjunghiat mortal în gât, a fost condus pe ultimul drum. Un înger a plecat la Domnul. Mare durere peste satul Picior de Munte din comuna Dâmbovițeană Dragodana, astăzi a domnit doliul. Alexandru Andrei Ștefan, elevul de 15 ani, care a fost înjunghiat mortal în gât, a fost condus pe ultimul drum de părinți, rude, colegi, profesori și localnici. Lacrimi, durere și regrete am citit pe chipul tuturor celor prezenți la înmormântarea acestui tânăr care a plecat în ceruri nevinovat. Până și cerul a plâns, vremea fiind mohorâtă. Colegii de clasă împreună cu doamna dirigintă și alte cadre didactice de la Colegiul Economic au fost prezenți la Picior de Munte, unde au venit să-l conducă pe Andrei pe ultimul drum, să plângă un înger, un copil extraordinar. Durerea trebuie respectată. Mare durere, să știți, ce nu să există, durere mai mare ca asta. A lăsat oamenii nenorociți. Pedepsă, nu în pușcărie, tăiat. Nu e așa, zicem, care avem copii, care avem nepoți, dat cu sare. Tăiat și dat cu sare, nu în pușcărie, că în pușcărie vine din pușcărie. Că mă uit pe fiecare duminică la condamnații. Că am greșit, că nu mai facem, că nu mai trecem. Și face iar la loc. Ăla care a scăpat în pușcărie n-a făcut iar la alte din târg. La mare durere pentru. Foarte mare. N-am cuvinte să mai spun. Eu nu mai sunt bună de când am auzit. Dar de părinte este cea mai mare. Da, mai mare. Da. Acum avem nepoți. Nepoții, da. Te doare, te ustul. Da, așa ar trebui. În pușcărie mai să, dar băiatul ăsta nu mai vine înapoi. Nu mai foc mare pe părinții lui. Nu să nu mai poate să mai vorbesc. Dar sare. E frivți. Flăcăv de 15. N-a zis cât de îmbrăcată frumos, parcă eu. Dumnezeu. Știe el, nu știu. Îi dă și lui pedeapsa, dar... Colegii lui de clasă! Aoleu! Aoleu! Mamica e aplos ca și ea și primește lumea, mamica, că a venit toată lumea la tine! Aoleu, ginerii meu! Aoleu, băiatul meu! Dumnezeule, Doamne, bă, unde găsesc eu băiatul meu? Unde mi-l găsesc eu? Ia toată lumea ta, învață-mi pe copilul, să râdeam la Mai mult, colegii băiatului au purtat tricouri negre inscripționate cu poza lui Andrei și cu mesajul Un înger boboc pentru Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviște, în memoria lui Alexandru Andrei Ștefan. E cumplită despărțirea. Va rămâne în continuare un prieten adevărat pentru da, tine, da? Eu și acum aștept să apară după un colț și să mă salute. Era un coleg foarte, foarte cu mine. Nu știu, acum trăim cred că de groază. Mă dați-mi toți colegii? Da, toți colegii am vorbit să... Ținem, să arătăm stima noastră. Credeți-ne, este foarte greu, ne despărțim cu multă durere. Crezi în această poveste să fi fost vorba de o execuție la comandă? Totul este posibil, noi nu știm nimic, nu am fost anunțat de nimeni. Iar vi-ați scris pe Facebook într-adevăr, a existat acele discuții? Nu știm, rodele ce spun. Rodele v-a spus că ar fi fost vorba de o amenințare. S-a plâns vreodată Alexandru care pădina? Nu. Nu era genul care să se plângă, am probleme sau ceva de genul. Cum este Andreea, colega voastră de clasă? Andreea este bulversată, este foarte, foarte rău. A putut să mai vină la școală în momentul în care se întâmpla nenorocirea? A venit, dar plângea și era foarte rău.
foarte îngrijorată de această situație. Se iubeau, erau la... Da, eu am mai fost împreună înainte și țineam unul de tot. I-a dus în trandafir pe 14. Da, da, da. Deja am dus și eu sunt trandafir. Dar ea s-a plâns vreodată că are probleme? Ea nu, 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 deci la fel, deci nu aveau, nu aveau probleme, pentru că știu unde. Și de unde tot mandalul ăsta? De la ce a părut? Nu știu nici eu să găsesc de la ce a părut. Este o situație... Credeți-mă, nu mai avem lacrimi. Cuvintele sunt de sus. Nimeni nu poate să-mi aducă înapoi. Sfâșiați de durere și înlăcrimați, părinții și rudele lui Andrei ne-au declarat că vor ca instituțiile statului să facă dreptate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Toată lumea care îl vede, îl iubește. Statul, toată Târgoviștea, tot, nu știu de unde n-a venit. Sunt persoane care nu le-am văzut în viața mea și a venit să pună lumânare la băiatul meu. Și ne-am terminat. Veți căuta să vă faceți dreptate. Eu, dacă caut, dacă mă apuc eu să fac poliție, înseamnă că nu mai sunt om. Eu nu pot să fac două meserii. Eu fac pe a mea în continuare. Meseria alaltă trebuie să o facă persoanele care sunt competente. Nu eu. Și abilitate pentru... Să facă meserie. Atât. N-am nicio treabă. N-a fost o moarte întâmplătoare? Nu, a fost totul premeditat. Am dovezi pe Facebook. Să răspundă... Da, revedere.